Hello! Ce e aici? Eu astăzi sunt ajutor de bucătar. Surpriză! Nu vine să cred că n-am făcut până acum sarmale. Mici, așa. Ce fain e și lui Amza. A călcat-o o mașină. Și bine v-am găsit la un nou vlog. Bună delicios, seara. Gustos, cu niște sarmale extraordinare. Nu știți ce tare miroase a varză la noi în casă. A varză murată, nu varză proaspătă. Miroase a când am intrat am zis: ce e aici? Unde am intrat? Da, bun. Da, și ce sarmale o să iasă. Și ce sarmale, corect. Deci o să avem o rețetă despre sarmale. Este o rețetă de sezon. Această rețetă nu este nici din Moldova, nici din Transilvania, de unde suntem noi. E undeva Brașov. Mai la mijloc. Este din Brașov. Da. Este rețeta personală la lui Gabi. Deci, Gabi este mătușa lui mami. Oricine a mâncat sarmalele lui Gabi, Gabi acum o să zică: nu, sunt doar sarmale. Ce, cu ce poți să greșești? Că așa zice mereu. Dar sunt cele mai bune. Sunt foarte bune. Inițial i-am spus: Gabi, facem niște sarmale, îmi faci niște sarmale și mie. Am o poftă de sarmăluțele tale. Și a zis: păi hai că te că vin, facem la tine, te învăț. Sunt ok. Și Pau, bineînțeles, a zis: hai să le și împărtășim, dacă tot sunt atâtea de bune. Da. Facem, Gabi? Facem. Da. Pentru voi oricând. În primul rând avem nevoie de varză. Varză am cumpărat-o de la Carrefour. România. Foarte bună. Și asta? Ciolancos. Ciolancos, exact. Foarte. Da. Important. După aia, da, cazăr, așa, o bucată de cazăr. Acolo și doi cărnăciori așa. Avem și două oale speciale în care o să punem ăsta la cuptor. Da, trebuie să vă povestim cum s-a întâmplat treaba cu oalele. Ieri m-am dus și am cumpărat o oală de... Am vrut așa o oală de lut și mi-am dat eu seama acasă că e prea mică. Și l-am sunat pe Paula și am zis: iubite, să cauți o oală mai mare ca să facem mai mult. Adică să avem și 2-3 zile. Sarmale nu gătești ca să mănânci odată. Trebuie și... să... Paul a venit cu altă oală, dar o oală mai micuță un pic decât oala pe care am luat-o. Dar nu e mai micuță, da. Că e puțin mai înaltă și fundul este diferit și încă mai multe. E cel puțin la fel, pentru că nu e mai mare. Da. Și avem două oale din aceeași dimensiune aproape. Ceapă mai avem? Și ce ingrediente morcov, mai avem? Morcov. Doi morcovi. Morcov. Bun. Da, nu pui, decât doar un pic așa să fie o culoare. Nu. Mama, orice nu. Pune mult mai mult. Nu. Morcov. Acum, deci tot... morcovul doar așa să nu zici că nu-l pui. Așa, doi? Atât, doi morcovi, da? Și o să lăsăm rețeta și în primul comentariu. Eu astăzi sunt ajutor de bucătar. Eu astăzi sunt, cum se zice, watcher de bucătari. Da. Deci fiecare, uite, o foaie din asta. Și atunci nu aruncă, nu? Tai toată partea asta care e groasă, care mie îmi place foarte mult. Și asta o folosim pentru varză gălită printre. Să știi că varza tăiată mărunt între, efectiv le ține fragedă și le fierbe și ia gustul altfel al varzei verzei, știi? Avem gospodinele de azi, mama. Gospodină. Și cea mai drăguță și superbă și scumpă și gospodină și care gătește bine, Gabriela. Umba pe tine. Care iubesc cel mai mult. Dragilor, vreau să vă povestesc cum putem să dăm o nouă șansă hainelor second hand. Deci întrerup rețeta cu sarmale și vreau să vă povestesc și vouă cum puteți să faceți un bănuț cu hainele pe care nu le mai folosiți. Nu știu dacă ați auzit și voi de aplicația Vinted. Eu am descoperit-o de curând și astăzi mi-am făcut și cont. Acum mi-am adunat câteva hainuțe pe care nu le mai folosesc și pe care nu le-am dat, pur și simplu. Am zis că uite, o să fac un bănuț cu ele, de ce nu? Aplicația Vinted o puteți descărca de pe App Store sau de pe Google Play. Se descarcă absolut gratuit și este foarte ușor de folosit. Una dintre ținutele pe care le-am pus pe profilul meu Vinted este această rochiță pe care cu care m-am îmbrăcat la o nuntă. Mie mi-a plăcut foarte mult și asta am cumpărat-o de la Second acum vreo 2-3 ani. A fost foarte fain pentru că mi-e place cum stă cu culoarea asta, doar că nu am mai folosit-o. După cum știți, mie îmi plac foarte mult hainele second hand, îmi place să le dau o nouă șansă hainelor purtate, n-am o problemă că cineva le-a purtat înainte și mi se pare că mi se potrivește aplicația asta mănușă. Este foarte tare faptul că poți să și cumperi haine second hand, atât pentru copii cât și pentru adulți, încălțăminte, absolut tot ce ține de haine, dar poți să și vinzi. Procesul de a adăuga produse la vânzare este foarte simplu, chiar vă invit să intrați și la mine pe
profil, să vedeți ce haine am pus eu. Am pus câteva și de ale mele, câteva și de a copiilor și probabil că s-a doar început. Și ghetuțele astea le-am pus la mine pe profil, le veți găsi acolo. Sunt niște ghetuțe îmblănite, bine, nu peste tot, aici nu sunt îmblănite, sunt doar pe talpă. Dar am pus poze acolo cu toate detaliile ca să se înțeleagă foarte, foarte bine. Mai am și o rochiță pe care am cumpărat-o de la Zara și cred că am purtat o singură dată, să nu mă audă Paul. Asta este o salopețică pe care am cumpărat-o tot dintr-un second hand. Asta este o altă rochiță care este mai așa, mai vintage, pe care nu o port și am și pus-o. Este mărimea XS. Nu vi le arăt pe toate pentru că vreau să vă provoc să intrați la mine pe profil și să vedeți acolo că am pus și prețurile și mai multe detalii despre fiecare produs și să vă îndemn să vă faceți curățenie la un dulap, mai ales acum cu noul an în care intrăm, le puneți acolo și puteți să dați o șansă nouă hăinuțelor pe care nu le mai purtați. Hei, hei! Ia uitați! Ne vedem! În urmă cu câteva zile a fugit de acasă, nu știm pe unde iese. Cred că a fugit a 10-a oară. Noroc are asta și ne sună, știi, oamenii care îl găsesc. A găsit el niște musafiri care au intrat în casă și apoi a intrat în curte și apoi din curte a ieșit, s-a dus undeva la vecini și de la vecini la vecini și au ieșit pe suporte. Încă nu înțelegem. Am tot astupat, am crezut că din cauza la o gaură asta, din gardă a ieșit, dar de fapt nu, dar... Pe scurt, a călcat-o o mașină. Se putea întâmpla ceva foarte grav, foarte rău, i-a rupt doar o unghie și i-a burdușit piciorul aici. Eu trebuie să-i schimb acum bandajul. Eu sunt cel care o tratează și am fost cu ea la doctor, acum e pe tratament antibiotic și pe analgezic. Fetele au plecat, nu le cade bine chestia asta. Aici e murdar pentru că ea a ieșit afară, a început să calce pe picior. O zi nu a călcat pe picior. Să-i dăm jos bandajul. Hop, hop. Gata. Vezi? E destul de gravă rana. Trebuie să o curăț acum și după aia să o pansez. Oh, drăguța. O doare? Oh, da. Da, da, dacă văd că reacționează. Să o pansăm, dar nu să o strângem, știi? Nu avem voie să o strângem deloc. Ce trebuie să doar... E foarte cuminte, să știi. Ajută-mă tu, Anza? Așa. Bravo! Gata! Cum ești? Bine. După operație ți-ai revenit foarte bine? Da, mă simt chiar foarte bine, dar doctorul mi-a zis chiar dacă mă simt bine, tot trebuie să continui cu tratamentul. Da, cu tratamentul. Da. Și acum despre Crispy, foarte mulți oameni sunt convins că o să ne judece și o să zică că suntem noi neatenți, că nu ne interesează cățelul și că așa. Da. Au dreptate? Nu. Nu au dreptate. Băi, deci efectiv dispare, fuge și când iese afară, stau cu el să văd să nu cumva să fugă, să facă pipi și să-l bag înapoi în casă. Dar duminica a fost ceva ciudat, a fost casa plină, oamenii veneau, ieșeau, era hărmălaie, nu mai știam, nu m-am trezit cu un telefon. Veniți că v-a călcat cineva câinele cu mașina. M-am alarmat, bine că nu a fost nimic grav. Ce ai pățit acolo, Amza? Sunt ca Crispy. Aici am pus cei doi morcovi și câte cepe? Trei cepe potrivite și doi morcovi. Și Călin. Orezul s-a pus aici la umflat sau ce da, asta? Da, da, la numai puțin. Rețetele noastre, în general, sunt cu gramaj din ăla, cu cât cuprinde, după ochi, o farfurie, pune și tu până se îngroașă, știți? Genul ăla. Deci, afumătura este foarte importantă la sarmale, din ce ne zice Gabi, pentru gust, la fel ca și la ciorba de fasole, la ciorba de tarpon, de cartofi, cel puțin la noi în zona aici, în Brașov, se gătește foarte mult cu afumătură. Adevărul este că sunt și mâncărurile mele preferate, circulă puțin în sângele meu gustul ăsta de afumătură. Știi? Iar îmi place foarte mult ca sarmalele să fie făcute cu varză murată. Da, iar asta e, no, e de gust, clar. Da. Mama face niște sarmale de post cu nucă, fără pic de carne și alea da, spune. Fără carne, dar bagă niște kaiser ca să-și lase puțin zeama. Acum e un fel de, ca să-i dea gustul, știi?
Am călit puțin legumele astea, punem orezul, da, încep să se umple. Exact, să se ducă apa asta cu totul. Punem întâi orezul, să se elimine tot apa asta. Da, mai întâi am pus legumele, le-am călit, după care am pus orezul. Așa. În general, oamenii pun mai întâi carnea și după aia orezul. Dar eu pun să se elimine toată apa. Și după aia punem carnea, o să punem până își schimbă un pic culoarea, dacă noi nu o călim puțin, la fierbere o să-și scoată spuma aia specifică unei cărni care nu-i gătită. Ai făcut foc cu Amza? Tu singur? Gabi, mirată că Amza face foc. Wow, Amza face focul deja de la 4 ani, de la cât Amza? Amza face focul deja de câțiva ani singur și vreau să vă zic că ieri mi-a făcut paste. Ce a făcut? A fiert paste, le-a făcut foarte bune, a tăiat usturoi, a prăjit usturoi și carne, puțin bacon și apoi a pus sos de roșii. Și mi le-a adus surpriză în studio. Eu nici n-am știut că el a gătit în casă. Eu credeam că stă și se joacă cu jucăriile ceva. Uite, aici am pus cărnița, am adăugat cărnița. Ce fel de carne? Carne tocată de porc, 1,5 kg și... Ce parte din porc, Gabi? Ca o pulpă, spate, știi? Ce condimentăm? Sare, piper. Sare și piper și mai ce? Condimente fux pentru sarmale. Condimente fux pentru sarmale, adică așa, din asta. Așa. Ok. Mirosiți. Mm-hmm. Să punem un pic de pastă de tomată. Știu că la fel. Știi că nu pune lumea, dar eu pun să le colorez un pic, un pic. Deci pasta de tomate o pui strict pentru a le colora? Nu, îi dă și gust. Și care e proporția de vită și... O treime, așa. Da, deci o treime carne de vită și două treimi carne de porc. Și cât ai pus acolo? Așa, două linguri. Deci cam două linguri, da, două linguri mari. De tomate la care da, din ăla, sultan. Mare. Da. Mm-hmm. Dar îmi place sultanul că e mai concentrat și mai închegat. S-a schimbat toată culoarea la compoziție, acum e mai rozalie, mai roșie așa. Și adăugăm încă două legături de mărar. Păi iată. Eu acum înțeleg de ce îmi place rețeta asta. Pentru că este mai făcută, aici are timp să se îmbine așa exact. Toate aromele, se condimentează foarte bine pentru că e la căldură, nu e la rece, așa. Da, înțeleg. Stai că vine și... Vrei și tu să... Vrei și tu să rulezi? Normal. Da. Ia-ți mănuși, mami. Hai că și Paulica rula, să știi, și-a reușit. Încep să rulez cu colțul, ah, așa. Okay. Da? Deci nu cu partea asta, că n-ai cum să rulezi. Pe partea lungă. Și e așa. Gabi, uite. Pune acolo și atâta, trebuie. Atâta, așa. Gabi. Eu nu fac, că nu e așa lungă. Da, numai să faci ca lumea să nu-ți iasă. Ia să fac. Deci, sarmalele dură asta o să ne iasă de dimensiuni diferite. Da. Deci, da, știi? Aia e și bine. Pune acolo. Deci, se pune carne așa. Ce se împăturește. Trebuie să nu curgă, mă. Da, și după aia... Mama, ce să-mi dau? După aia se așa înăuntru. Și-ți rămâne. Vrei să mai faci? Wow, ce bine ți-a ieșit, Scarlet. Așa, știi ce? Bravo. Asta și asta eu le-am făcut. Scarlet, păi tu ești profesionistă de la sushi, mami. Nu îmi place deloc să fac sarmale, pentru că e partea asta, nu știu de ce nu-mi place. Dar uite ce ajutoare am eu. Da, tu. Adică eu pot să zic, uite, eu vă fac compoziția și voi... Deci luați varza, puneți așa... Nu faci ca mâna, pui ca mâna, pe toată mâna. După pui așa, simți în tine. Trebuie să pui. Cam așa, uite, asta pe vreau să fie mai mare, cam atât. Ce fain e și lui Amza, bravo Amza. Acum e un rând de sarmale, știi? Reinterpretați orice. Păi nu, din ce vreți să mai puțin, sunt așa bune. Mai nu, bune. Nu-i făcută carnea, tata. Lasă, sunt cățel. Nu, mami. Nu, tati, nu, nu-i făcută tata, bine carnea. Iată ce faină e și uscată. Separat se face, se taie varza ca să se bage între straturi. Nu este greu? E crispy ca o rasă.
Deloc. Nu vine să cred că n-am făcut până acum sarmale. Pur și simplu... Păi când o ai pe Gabi și face ea... Asta e, știi? Nu ai motivație, știi? Comanda 17! Deci cum îți iese, Anza? Bine, am făcut și mie, până acum. Mmm, și bine ți-a ieșit ca. Între sărmăluțe pun un pic de cimbru. Cimbru dă o aromă foarte specifică sarmalelor. Am făcut un mini, o mini sarma. Uite. Dar nu se vede pe cameră cât de mică e de fapt. Câte e dintr-o îmbucătură. Da, așa iau. Câte era? Iar e o chestie, în funcție de zonă, sarmalele au mărime diferită. De exemplu, bunica mea, Gabi, știi cum făcea sarmalele? Uite atât, da. Foarte mari. Deci dacă ziceai că vrei două sarmale, da. Păi abia le mâncai. Pe când văd prin zona aia de Moldova, da, se fac mici, 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 așa, ca turcești, știi, arabești. Aaa, iubitul, iubitul, bravo! Peste varza asta punem cimbru, așa, Gabi? Da, 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 cât să acopere, nu prea. Să acopere, așa. Suficient. Și acum ce ai făcut aici? Apă, o lingură așa de pastă de tomate, sare, piper și apă. Apă. Bun. Că trebuie pusă. Peste... Da, nu o s-o umplu. Că îmi trebuie și peste ailaltă. Și restul completăm cu apă și atâta. Sarmalele sunt pregătite aici, dar fetele au inspirație proaspătă, așa că din carnea care a rămas o să facă niște chiftele și dacă tot o avem pe Gabi aici, o să facem și niște cozonac unguresc. Dar nu-i Crăciunul, să știți, încă nu-i Crăciunul la noi. E așa, inspirație. Vorbeam noi aici în casă că, mamă, cred că e târziu, e, mamă, cred că cât am muncit noi astăzi și când ne uităm la ceas, era 6. Așa că mai avem timp de făcut chestii. Eu nu sunt cu prăjelile în casă, nu sunt cu șnițele, nu sunt cu cartofi prăjiți de făcut, nu sunt cu chiftelele, dar facem excepție, pentru că ne-a rămas cărnița, îmi place. Foarte bine. Wow. Am fost să o iau pe bunica până în Brașov, că a vrut să vină la noi și e foarte încântată că a venit. Da, bună seara, bună seara, băi! Ce faci, băi? De mine, de la băi, a venit sărbătorile. Da, ia uite aici, bunii. Da, păi, băi! Ia uite, ia uite! Sarmale, urmează să le pun în, le pun în cuptor. Ia uite! Două vase de sarmale. Dar ce praznic, par dragă! Eu am venit cu pungi și am văzut că faceți o mizerie să aveți pungi de pungi. Uite aici, bunica! Ia uite, cozonăcei din ăia ungurești, cu mac și nucă. Să vezi ce buni sunt. Cum ai zis, ungurești? Da, sunt cozonaci din aia subțirei ungurești, cu mac și cu nucă. O bunătate! Ea vrea moldovenești. Da, da, o să crești că da. Nu, că și-a din aia subțiri. Eu tot prefer cozonacii mei moldovenești. Aia sunt altfel. Am făcut în termomix sosul cu mac. S-a măcinat macul. A ieșit efectiv pastă. Extraordinar. Deci suntem cu Gabi. Numai unul a ieșit. Astea alealtă sunt cu nucă. Am pus, noi am pus dublu nucă cât scria. Da, nu este cozonac cu mac. Este mac cu cozonac. Stai. Mulțumiți-vă cu rețeta de sarmale, rețeta de cozonăcii ăștia ungurești. Poate altă dată sau altă să dată. Ne spună dacă vor. Altă dată, dar eu am pus pene, de pe net. De pe net și improvizațiile mele, știți voi. La căriva mașina! L-am găsit la geam. Când? Pe telefon. Unde l-ai văzut? Ba, dar l-am văzut pe Facebook. Știu că spun greșit, da. Face? Pe Facebook. F-E-I-S, zi face. Face. Da, face. Aha. Face. Facebook. Bunica are Facebook, dar ea îl numește Facebook. Mmm, ce bine au ieșit cozonăcii ăștia. Adevărat. Sunt și gustoși. Avem la cuptor
prima tură de sarmale. E un pic diferență de cum le face Gabi acasă, pentru că ea are aragazul pe gaz. Gabi la cuptorul pe gaz, ține flacăra pe mic și îl ține 4 ore. Cred că și asta este unul din secrete, să fie gătit lent. Noi punem la 120 de grade și o să lăsăm 4 ore și după aia o să lăsăm cuptorul să se... adică să se închide singur, deci o să se mai gătească încă un pic. Deci finalul deja, cum vedeți, am început să punem din sărmăluțe. Acum la Moldova se fac diferit, au venit moldovenii și au zis că la ei e diferit. Da, cum să mănânci sarmale fără să ai musafir, nu? La Cluj nu se combină mămăliga cu sarmalele? Nu, păi ne zic că de ce? Ori mămăliga, ori sarmale. Mi se pare că atât de bine merg împreună sarmalele cu mămăliga. La voi cum e? Merg, nu merg, merg, nu merg. Sarmalele sunt foarte gustoase, mi se pare o combinație echilibrată între carne și legume și orez, sunt acrișoare, iar varza asta murată face să fie perfect.